Doamnelor și domnilor, este ora 12, eu sunt Dan Gabor, bun găsit la Jurnal. Avem primele imagini de la accidentul în care a fost implicat Dan Barna. Liderul SR a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Acesta traversa strada pe o trotinetă electrică. Poliția spune că liderul SR a refuzat inițial să meargă la spital, dar ulterior s-a prezentat singur la spitalul Floreasca. În cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Într-o postare pe Facebook, Dan Barna a adresat mulțumiri autorităților și, citez, mulțumesc medicilor de la Spitalul Floreasca pentru grija lor. Starea mea de sănătate este bună, urmările nu sunt grave, trebuie doar ceva repaus. Mulțumesc de asemenea polițiștilor de la Brigada Rutieră pentru profesionalism și promptitudine, a scris acesta. Și discutăm chiar acum cu Cătălin Codescu, președinte al Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație. Bună ziua, vă mulțumim! Bună ziua, mulțumesc și eu. Ce părere aveți despre acest incident? Se întâmplă foarte des ca în România, odată cu amploarea luată de acest fenomen al mergerii pe trotinete, să avem parte de incidente în trafic. Da, nu cunosc particularitățile în care s-a produs acest eveniment rutier dinamic, efectiv, a accidentului, însă ceea ce trebuie să înțelegem este un lucru foarte clar. Fiecare categorie de participant la trafic este sau are reguli prevăzute în legislația rutieră, reguli ce trebuie îmbrățișate, respectate. Dacă domnul sau dacă posesorul și utilizatorul acelui vehicul rutier, da, o trotinetă electrică, a utilizat trecerea de pietoni, deci un loc destinat traversării pietonilor, dar în calitate de trotinetist, adică pe trotinetă, acest lucru este în neregulă, pentru că, repet, trecerea de pietoni este un loc sigur sau aparent sigur, dar este pentru traversarea regulamentară a pietonilor. Pentru ca un biciclist sau un utilizator de trotinetă să poată utiliza trecerea de pietoni, trebuie să se dea jos, să coboare de pe vehiculul respectiv și să traverseze drumul public în calitate de pieton. Este foarte important să înțelegem acest lucru, pentru că, vedeți dumneavoastră, un șofer care se apropie de o trecere de pietoni și care are capacitatea de a anticipa într-un anumit fel pericolul atunci când vede pietoni în zona, în proximitatea trecerii de pietoni, este o ipoteză de lucru. Dar în momentul în care el se apropie și nu vede niciun pieton sau vede un pieton în raport cu care el își adaptează actul conducerii, însă apare brusc, intempestiv, cu o viteză mare de deplasare de 10-15 km la oră față de viteza pietonului care este în medie de 5 km la oră, apare un astfel de vehicul, atunci lucrurile se schimbă și se poate produce un accident de circulație. Repet, nu cunosc particularitățile în care s-a produs acest eveniment rutier, dar dacă și trotinetistul, deci utilizatorul trotinetei, a traversat drumul în calitate de trotinetist și nu în calitate de pieton, atunci are o culpă concurentă în producerea evenimentului rutier. Din punct de vedere al consecințelor, se pare că consecințele sunt puțin grave și atunci, până la sfârșit, ancheta va duce în zona de scoatere de sub urmărire penală a cauzei, pentru că nu sunt consecințele necesare pentru ca fapta să fie urmărită ca și faptă penală. Dar din punct de vedere al împrejurărilor în care s-a produs, este important să înțelegem care sunt regulile pentru fiecare participant la trafic și aceste reguli, sigur, fără doar și poate, ele trebuie respectate. Vedem că Europa caută deja soluții pentru reglementarea acestui fenomen al circulației cu ajutorul trotinetelor. Noi, românii, cum stăm? Și care este situația în România? Da, în România, nici în România nu se poate utiliza, de exemplu, dacă vă referiți la vârsta de 14 ani din Franța, da, nu se poate utiliza trotineta sub această vârstă, teoretic. Practic, faptul că nu putem să supraveghem foarte eficient traficul auto sau deplasarea pe drumurile publice, sigur că astfel de situații pot fi greu depistate în trafic de utilizatori ai trotinetelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Este util să înțelegem că această categorie de participanți la trafic face parte din categoria participanților vulnerabili la trafic, la fel ca bicicliștii sau ca pietonii, pentru că ei nu au o protecție
în cazul în care se produce un accident de circulație, o protecție suplimentară, și atunci un impact direct între un autovehicul și acești participanți la trafic conduce de cele mai multe ori la vătămări corporale severe sau chiar la decesul victimelor. Dacă luăm în calcul ceea ce spun studiile de specialitate, că la un impact direct între un autoturism care rulează cu 50 de km la oră și un pieton sau un alt participant vulnerabil la trafic, în proporție de 85%, consecințele duc la decesul pietonului sau participantului vulnerabil la trafic. Acesta este un element sau este o informație care ar trebui cunoscută de toată lumea și gestionată ca atare. Deja dacă viteza de deplasare crește de la 50 la 60 de km la oră, un impact direct între un autoturism și un participant vulnerabil la trafic conduce în proporție de 100% la decesul victimei. Deci ar trebui să cunoaștem aceste lucruri, să ni le asumăm, să le gestionăm corect și să fim mai responsabili în trafic, atât în calitate de șoferi, și să adaptăm viteza în zonele de risc, astfel încât să putem evita accidentele, dar și în calitate de pietoni sau bicicliști sau trotinetiști, să fim responsabili, să respectăm legislația și să nu ne expunem noi, prin atitudinea noastră în trafic, la risc atât de autoaccidentare, cât și de accidentarea altor participanți la trafic. Vorbeați de vulnerabilitatea acestor participanți la trafic, adică trotinetiștii, cum le spuneți. Da. Cu toate acestea, ei nu au voie. Foarte mulți nu știu că nu au voie să circule pe trotuar, de exemplu, cu aceste trotinete, chiar dacă acolo, în principiu, ar fi feriți de mașinile care, eu știu, i-ar putea răni. Da, vedeți, dumneavoastră, nu au voie decât dacă sunt piste special destinate pentru bicicliști și pentru această categorie de participanți la trafic. Este evident să nu aibă voie, pentru că trotuarul este o subdiviziune a drumului destinată pietonilor și atunci o astfel de categorie de participanți la trafic care circulă cu o viteză mai mare de 10, 15, 20 de km la oră poate lovi, da, un pieton și atunci pot apărea vătămări corporale sau poate obliga un pieton să-i evite și să intre pe partea carosabilă, să fie expus riscului de a fi lovit de un autoturism, un autovehicul. Evident, ei trebuie să respecte regulile de circulație privind utilizarea drumului public, însă marea majoritate nu fac acest lucru și vedem ca ei, pe de o parte, să expun riscului de autoaccidentare, dar mai grav este și faptul că expun pe alți participanți la trafic la riscul de accident. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. A fost Cătălin Codescu de la Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație. Mergem mai departe.